lumea ne mai atrage atenția pe rețelele de socializare, că noi nu suntem suficient de dârzi în privința ciumei roșii în continuare. Vă atrag atenția respectos că în momentul de față guvernează Partidul Național Liberal. Ar fi ușor ridicol cumva ca noi să ne referim în continuare la doamna Viorica Dăncilă. Nu, doar la doamna Viorica. Sau doar la doamna, așa. Că avem niște subiecte cu PSD-iști. Da, avem și cu PSD. Deci avem facem și... vărsare de sânge. Avem și PSD pus la locul lor. Nici o masă fără Partidul Social Democrat aici, dar nu putem să... Adică mai trei nu și... Nu poți să ții masa cu așa ceva. Da, că... De aceea venim cu domnul Orban, care s-a adunat la masă cu guvernul României și s-a apucat tot să guverneze. Liberal, dai. Tot s-au apucat liberal, să guverneze. Dai. Și s-au apucat să guverneze în retragere cumva, pentru că... Să guverneze Orban, foarte bine, vrei să spui. Să guverneze bine, dar în retragere. Bine că nu în rezervă. Da, pentru că, uite, domnul Orban îi cere, mă rog, nu a proclamat, să zicem așa, ordonanțele de urgență pentru fondurile europene. A retras ordonanțele de urgență pentru fondurile europene. Și a dat seama că exagerase cu ea. Zice, bă, e o situație delicată, haideți să hai nu... Hai că asta e în plus. Uite ce se întâmplă. Dar mi-a plăcut cum i-a explicat domnului ministru al fondurilor europene, domnul Oros, dacă nu mă înșel, să nu mă poziționez. Deci, domnul Oros, așa, a explicat ca să nu se supere. Oros, a părut că, domnule, uite ce se întâmplă. Nu e ca și când respingem ordonanțele de urgență pe care le-ați făcut dumneavoastră. Dar e o chestiune delicată. Hai să-l ascultăm, domnul Orban, explicându-i domnului ministru al fondurilor europene de ce a retras din cele 25 de ordonanțe pe cele despre fondurile europene. Domnul ministru Boloș, am luat decizia de a nu publica ordonanțele de urgență pe care le-ați înaintat în ședința de guvern. Tema este mult prea delicată. Deja pârâcioșii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbție deja au început să trimită tot felul de pâră. Din acest motiv vă solicit pe fiecare dintre măsuri să pregătiți soluții de reglementare. Acolo este unde este nevoie de lege, pregătiți proiect de lege și înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege, știu foarte bine că lansarea programului de extindere a distribuției de gaze, cel puțin pe exercițiul financiar actual, se poate realiza și prin acte normative care să nu aibă forța unei legi, prin HG-uri sau ordine de ministru. Da, în schimb, în privința ordonanței de urgență care privește zona de sănătate, înțeleg că a trecut monitor oficial, a trecut de monitor oficial, acolo nu a existat, nu știm unde se oprește, o precauție. Precauția asta n-a existat acolo, în sensul că, bă, trebuie explicat mai mult, e o situație mai delicată. Nu, acolo, dă drumul, merge mai departe. Du-te cu ea discret. Aici, pe zona de fonduri europene, știi că vorbeam puțin mai devreme, aveam noi o divergență cu privire la denumirea acestui ministru Boloș. Păi, nu e vina noastră, domnule, că... Că vă confundăm cu Oros. Și am crezut la un moment dat că au comasat fondurile europene cu Ministerul Agriculturii, în sensul în care, în afară de subvenția la hectar, eu nu știu ce facem noi în spațiul european. Adică dacă ni-l arătați, ne arătați o poză cu el, nu dăm seama că e la de la fondurile europene, că are moțul ăla alb aici. Dar după nume așa, vă rog să ne credeți că n-a făcut nimic ca să rămână în memoria colectivă a poporului român. Nu s-a evidențiat, pare că nici n-a existat. A trecut așa pe... A trecut tacit, ca să zicem. Asta așa. E, a, fost, deci... a avut o trecere tacită. Da, a început bine Orban. Deci domnul Boloș, și așa nu vă știe nimeni pe pământul ăsta, haideți să vedem ce facem cu ordonanțe de urgență. Uitați, avem o poză cu el ca să recunoașteți. El este domnul ministru al fondurilor europene, căruia i s-a refuzat ordonanța de urgență. Da. Cromatic așa îți rămâne pe retină. Nu, gata, acum știu, acum l-am reținut. Deci a făcut minte. Ceva, i s-a refuzat ordonanța. Deci s-a evidențiat... Mergem spre raton un pic. S-a evidențiat prin faptul că i s-a refuzat ordonanța de urgență. Paolo, era să fac o ironie de chiar nepotrivită. Da, nu, dunga nu albă așa, nu e... Sconxul are o dungă așa, dar n-ai vrea să... Nu face. Nu, fac, nu face. Dai seama, mă nu face că n-are niciun... E deplasată, n-are total niciun deplasată. N-are niciun... Și cer scuze că am gândit-o. Bine că n-am spus-o pe post. Da. Mergem către doamna Clotilde Armand, care pe Facebook-ul domniei sale, de regulă, e o prezență interesantă, e o prezență pozitivă. Pozitivă. Vine prezență... cu tot felul de informații pe care le-am și diseminat în emisiunea asta de câteva ori. Da, am vorbit cu dânsa, ne cunoaște, ne-am înțeles ca oamenii, deși dânsa, uite, e de origine franceză.
a învățat un pic limbajul semnelor, a fost comun aici. A înțeles și graiurile românești, adică da. Ce trebuie, s-ar putea să avem și candidat la primăria sectorului 1. Păi a mai fost, la limita a pierdut. Gurilele spun că nici n-ar fi pierdut, dar asta într-o altă dezbatere. Avem această postare din partea domniei sale astăzi și vine în sensul următor. Las și eu asta aici pentru președintele Autorității pentru Digitalizare a României, cel care ne-a transmis că nu-l mai interesează proiectul E-România pentru că a, citez, eșuat. Statul a cheltuit peste 19 milioane de lei pe 43 de studii pentru fundamentarea strategiei E-România, în urma căreia a rezultat un singur portal de 12 milioane de euro, care nu este nici actualizat și nici folosit. Extras din raportul Curții de Cont. Așa mă, și? Acum, având în vedere că președintele de la ADR, baia cu digitalizarea, ne spune că nu-l mai interesează acest proiect eșuat, îl anunț că voi sesiza instituțiile statului pentru acest prejudiciu de 12 milioane de euro. Dacă el e nepăsător, eu nu sunt nepăsător, zice, domnule. Clotilde Arma, într-o intervenție drastică pe Facebook-ul domnului sale. În mediul digital, bineînțeles, că despre asta e vorba. Și de aici tot ridicolul, pentru că uite că lucrurile nu stau așa. Pentru că doamna a acuzat că România a pierdut un portal de 12 milioane de euro, cum ați ascultat anterior, da, care costă de fapt 12 euro. Asta spune președintele Autorității pentru Digitalizare a României. Da. Are în felul următor un punct de vedere pe care am să-l citez. Poziția doamnei este greșită, mă rog. Poziția doamnei greșit, mă rog. Pentru că un domeniu nu costă 12 milioane de euro, costă 12 euro. Domeniul domnului Dragnea de la, din probabil Alexandria costă mai mult de 12 costă. Milioane domnului de euro. Domeniul domnului Oprișanea costă foarte mult. Deci de un milion de ori mai puțin. Platforma E-România, care este închisă, este scoasă din priză la propriu. E un proiect eșuat, care nu are de-a face niciun fel cu actuala guvernare, nici măcar cu ultimele guvernări. Este un proiect de mult eșuat, scos din priză acum ca să nu mai consume curentul degeaba. Eu ce grijă are el la factura noastră. Asta e... Ca să mă exprim. Înțelesul tuturor, dânsul este și inteligent, vorbește și pentru noi, prostime. Deci domeniul în sine nu are cum să coste 12 milioane de euro, nici vorbă. Spune Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României. Domnul Sabin Sărmaș, putea să vă cheme Sabin Sărman. Da. Pentru că e o tentativă sărmană de a întoarce lucrurile. Hai să explicăm puțin. Trebuie să dăm o tunură. Asta e o goleneală, ce da. Spune domnul Sărmaș. O goleneală în sensul rău al cuvântului. Deci, un domeniu costă 12 euro, da? Da. Atâta costă un domeniu. Clotilde Armand vorbește despre domeniul E-România, da? Despre portal. Cum să-i explic eu domnului Sărmaș, sărmanului domn Sărmaș, că dacă eu reușesc să achiziționez în momentul expirării, cu complicitatea celor de la ROTLD, Registrul Român de Domenii Online, da? Cu complicitatea lor, cum de altfel s-au mai achiziționat domenii înainte, cu câteva minute de data expirării. Dacă consideră că e acuz de golănii pe nedrept, să mă dea în judecată, vin și eu cu domeniul efectiv. Așa. Dacă eu achiziționez domeniul, uitați-l pe domnul Sărmaș, dânsul este. E ăla mai înalt, nu? N-am da. Ochelarii pe. Cel mai mic este domnul Boc. Este cu domnul Boc aici. Pe domnul Boc îl știu, acum îl cunosc și pe domnul Sărmaș. Salutăm pe domnul Boc. Deci domnul Sărmaș, dacă eu achiziționez la momentul expirării, cu câteva minute, cum spuneam mai devreme, cu complicitatea autorităților de la rotele de domeniu, Mercedes.ro. Îmi spuneți mie, dumneavoastră, domnul Sărmaș, de la digitalizare, că Mercedes.ro valorează 12 euro. Da. Deci va veni compania Mercedes-Benz să îmi spună, domnul Zamfir, ați fost mai iute de click decât noi. Uitați 12 euro și dați-ne Mercedes.ro înapoi. Valoarea de piață asta e a domeniului? Atât de idioți părem? Adică eu îmi dau seama că, da, poate vizual nu suntem cea mai fericită combinație. Se poate întâmpla, da. Poate și popor român văzut de la înălțimea domnului Sărmaș, că am văzut acolo că pe altitudine stă bine, da. Pare un popor imbecil. Dar Clotilde Armand vorbea despre valoarea adăugată acestui domeniu până investiția statului român în portalul respectiv. Deci portalul ăsta a fost construit, a fost branduit, s-au băgat bani în el, l-a scos domnul Sărmaș din priză, l-a lăsat să moară de bătrânețe, îl cumpără unul și deja are un domeniu cu rezonanță. Costă când îl facturează statul român 12 euro, domnul Sărmaș. Ca să dăm un exemplu... Că atât costă mai, și Mercedes.ro sau ce mai... Sau B1.ro. Sau B1, tot asemenea, dar nu atât valorează. S-a investit în promovarea site-ului B1.ro. Uite, există un domeniu care nu... Există un număr mare de cititori, da, pe care i-are B1.ro. Foarte mare. Și acum, dacă scoți la vânzare B1.ro, nu costă 12 euro. Asta
Asta nu înțelege domnul Sărmaș. Dacă ești cretin, poate să te, poți să te gândești că va costa... E un termen de care mă distanțez. Da, în sensul că nu cred că sunt eu cretin. Și cred eu mă distanțez. Și eu mă distanțez. Noi ne distanțăm să vedem cine rămâne lângă termenul cretin. Asta așa, ca o curiozitate a logicii pe care... Asta este o obrăznicie pe care o formulează. Sigur că strict pe text. Da. Are dreptate. Cât e, domne, un domeniu? Da. Despre ce euro? Da, domne. Dar v-am dat exemplu de câteva domenii care nu valorează, a călor valoare depășește valoarea de inventar ce? Pentru statul român. Nu știu dacă reușim să ne înțelegem. Nu, a prins-o, gata. Acum a dimuit-o. Gata. Nu pare genul. Domnule, s-a lămurit-o, să-l vedeți lămurit. Crezi că a ajuns informația până la domnul Sărmaș? A ajuns. Sus pe vârful Sărmașului? A ajuns în stadiu de lămurire, domnul Sărmaș. Dacă a întrebi acum... Mare țineri în a-mi asuma această... Are dumirire, are dumirire. Parcă îl și văd dumirit în momentul de față. Uite ce dumirit. Îl văd dumirit, îl văd așa ca un om... Câtă dumirire într-o singură poză. Pe care l-am dumirit astăzi, că mai dumirim oameni din când în când. Dar domnul Sărmaș de la PNL, să nu credeți că e de la altă parte. Dar dincolo de dumirirea aceasta... Aș fi vrut să fie de la PSD să mai atac ciuma puțin, dar ce să fac? Către o nedumerire care este legată de Institutul domnului Emil Constantinescu, că USR-ul și că desființează domeniul domnului Constantinescu Emil prin vocea domnului Bun. Institutul pentru Levant, da? Că altfel nu putem să-i spunem. Deci rămânem fără Institutul pentru Levant. Vă rog eu frumos, să încheiem colegii din regie. Da. Apelați-l pe domnul Bulai să ne explice domnul Bulai că ne ia Levantul, ne ia Institutul pentru Levant, să văd ce pune în loc. Mi-aduc aminte pe domnul Băsescu de fiecare dată când era întrebat în legătură cu o carte, îți venea și spunea cu Levantul. Te lua pe zona de Levant. Levantul lui Cărtărescu, ăsta e Levantul lui Constantinescu. Ăsta e Levantul lui Constantinescu, alt domeniu. Tot, da. Nu știu, acum... Levantul domnului Constantin e un pic mai scump. Dacă domnul Bulai va binevoi să răspundă în aceste momente, dacă nu face ce făcea el, mă, în Norvegia? Făcea de-aia street performance. Făcea, și era de făcut de răzvan. Asta făcea domnul Eric, Bulai, care, Iulian, care ne-a confirmat intervenția și sperți că l-așteptăm. Bun, ideea e felul următor. Acest institut era necesar poporului român. Era necesar ca domnul Constantinescu să existe instituțional prin acest institut. Noi dacă rămânem fără Levant, ai cui suntem, domnule Buzeanu? Hai să spunem denumirea completă, că așa dacă îi spui Levantul pare... Poate că... lumea zice, de ce nevoie avem noi de Levant? Dar pare spune-i. Că e un institut băsist, dacă zici Levantul. Da? Dar uite ce zice, Institutul de Studii Avansate pentru Civilizația Levantului. Deci sunt avansate? Păi și în starea asta avansată că îi desfințează Bulai, mă? Nu știu de ce s-a apucat omul ăsta... Domnul Bulai, răspundeți la telefon că vă caută memoria Levantului pe toate drumurile și nu vă găsește. Ideea e în felul următor. Sigur, noi ne-am dat seama că pentru foștii șefi de stat erau inventate câteva institute de acest gen. Ca să fie plătiți ca secretar de stat. Ca să fie plătiți. Da. Că nu mă interesează pe ei ca să le mai dea niște bani. Noi de domnul Emil Constantinescu, așa cum s-a prezentat el în ultimii ani, cred că putem spune o concluzie la această masă, avem unanimitate? Este. N-avem nevoie. Deci domnul Constantinescu, nu mai avem nevoie de domnul Constantinescu. Dacă dânsul a fost un președinte excepțional și v-a rămas dumneavoastră în memorie ca un om care... Memoria domnului... Să meargă pe străinătate, să dea lecții de democrație, dar să nu-l mai folosim. Domnul Iliescu, de asemenea, era beneficiarul unui alt institut pe care l-a desfințat Partidul Național Liberal. Era pe Revoluție, pe zona de Revoluție. Bine, acolo era chiar abject în condițiile în care Ion Iliescu este cine este și a făcut ce a făcut să fie președintele Institutului pentru Revoluție. Acum, eu nu știu, Constantinescu, câtă tangență a avut el cu Levantul ăsta? Câte a făcut el pentru Levant? Dar el și cu domnul Ciorbea s-au mai întâlnit, așa, ei ca salvatori ai României din anul acela de grație, 1996, cum au venit ei să salveze România în momentul respectiv, și toată lumea avea încredere mare în ei, doar pentru că erau împotriva, ce era, FSN-ul atunci, nu? PDSR-ul. Așa, și toată lumea îi încredințaseră, oamenii încredințaseră ca fiind cei care vor rezolva treaba, ăștia sunt. Că de câte ori ne-am spus noi românii, că vă spun, băi, românilor, vorba lui Cumpănașul, de câte ori ne-am spus noi, văzându-l pe vreunul de vorbea frumos la televizor, ăsta este, și cu el a murit de gât. Nu, și nu mai aveai voie să-i semnalezi nicio greșeală omului ăluia, pentru că el este cel care ne va scoate din oraie. Și cu câtă jenă privim acum înapoi, de exemplu, la domnul Ciorbea. Nu știu dacă domnul Constantinescu chiar cu jenă se privește înapoi. Mi se pare că nu, dar Constantinescu n-a fost un eșec neapărat în prisma mandatului. N-a fost nicio reușită. Nu neapărat pe prisma mandatului. Da. Ulterior așa a devenit de o păpușă de asta, mai plimba PSD-ul când avea nevoie de ulterior. Dar dincolo de domnul Constantinescu, mergem către Ciuma Roșie, pentru că oamenii cer Ciuma Roșie, noi am încercat să le dăm și salvaționiști. Nu. Dar salvaționiștii nu răspund la telefon. Domnul Bulai tocmai probabil măsura de două ori și
tăia o singură dată din Levant, încercând să facă, uite, hai să-ți spun, de exemplu, na, da. Dacă dânsul nu e capabil să răspundă la un telefon, nu știu cum desfințează un institut. Cred că era mai bun când făcea pantomimă până în Norvegia. Subvențiile aferente anului 2018 pentru Institutul Levantului sunt în quantum de 5,3 milioane de lei. Salariile sunt în quantum de 2,9 milioane de lei, deci mai mult de jumătate din subvenție pentru salarii. Iar anul acesta, anul trecut, de fapt, 2019, 4,8 milioane de lei subvenția, 3,39 de milioane de lei salariile. Deci, practic, acest institut plătea salarii. Cu asta se ocupa. Inițiativa e bună. Frumos ar fi fost ca inițiatorii să fie capabili să-și o și susțină pe telefon. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii. Telefonia încă nu e accesibilă tuturor. Bun, trecem de la domnul Constantinescu, care era în funcție, era în vervă până anul 2000, exact când domnul Ghizdeanu prelua o funcție. Cine, mă? Era Ghizdeanu, mă, așa îl cheamă. Te rog. N-am vorbit cu el, așa îl cheamă. Te rog, sancțiune. Sancțiune limbaj. Da, domnul Ghizdeanu e o persoană... Sună un pic derizoriu când zici Ghizdeanu. N-ai cum să mă duci într-o zonă pozitivă după ce... Dar el are foarte mult conținut, în funcție din anul 2000, instalat de Adrian Năstase. Da, acolo rămâne. La comisia de prognoză. Comisia de prognoză năvălea cu banii, uite, vă dau exemplu doar anul trecut, 80% din contracte erau date către primăriile aparținând Partidului Social Democrat. Cum e și normal. 300 de milioane de euro în 3 luni pentru primăriile astea, alocate ca fonduri de către domnul Ghizdeanu pentru Partidul Social Democrat. Acum are necazuri mari cu DNA, au venit procurorii. Băi, deci nu poți să stai, mă, și tu 20 de ani într-o funcție. Da. Că te calcă procurorii. Hai să vedem ce se întâmplă. Ion Ghizdeanu, care a stat la șefia Comisiei Naționale de Prognoză mai bine de 19 ani, era omul cheie al cuplului Dragnea-Vâlcov în implementarea politicilor economice. Ghizdeanu a jucat un rol esențial în schema gândită de fostul lider PSD Liviu Dragnea și de fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov, prin care se șifonau bani către baronii din PSD. Potrivit surselor judiciare, anchetatorii au verificat modul în care au fost alocate mai multe fonduri către primării sau județe controlate de lideri PSD locali. Este vorba despre contracte în valoare de 181 milioane de lei. 17 percheziții au avut loc la mai multe primării din țară, fiind vizate finanțările obținute din Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru proiectele dezvoltate de autoritățile locale. Polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române au ridicat înscrisuri de la 17 primării din mai multe județe care au beneficiat de finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Se vor face propuneri de punere în mișcare a acțiunii penale și de luare a unor măsuri preventive. Anchetatorii au stabilit că în perioada 2009-2016, trei primării din județul Olt ar fi plătit aproximativ 220.000 de lei pentru mobilier urban, dar obiectele nu au fost livrate. Ancheta, în acest caz, a fost demarată la sesizarea Corpului de Control al Ministerului Dezvoltării, iar Ghizdeanu a fost pus sub acuzare în acest dosar. În decembrie 2019, guvernul Orban a decis transferarea Fondului de Dezvoltare și Investiții la Ministerul Lucrărilor Publice pentru a fi desființat și l-a demis pe Ghizdeanu. Deci cât de greu a fost de desfințat acest domn Ghizdeanu, a trebuit să mute Comisia de Strategie și Prognoză ca serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării ca să poți să-l dezmembrezi de acolo pe acest domn Ghizdeanu, care era proptit pur și simplu în funcție. Mie mi se pare că tot l-au descarcerat prea ușor din guvern pe domnul Ghizdeanu. S-a trecut prea ușor. Tu știi când e împământenit în executiv domnul Ghizdeanu? Când s-a înfipt el prima dată și a zis... În anul 2000? Care mai... Când nu vor mai fi copii. În anul 2000. Domnule Buzeanu, ce făceați dumneavoastră? Și facem un exercițiu de memorie. Ca om, ca ființă, da? Poate chiar ca jurnalist, nu știu câtă experiență ca aveți. Ca jurnalist, nu? În anul 2000. În decembrie 1988. În primul rând, unde erați 88. În decembrie 88? Da, unde era? Dacă erai Maria Munteanu, te întrebam dacă ai trecut cu piața Revoluției, dacă trecut pe acolo. Ulterior, nu, treceam sigur. Pe aici, de trecut treceam. La Mineriade, dacă ai participat. Dom'le, de trecut în treceam. În decembrie 1988, unde erai, nu încercai să tergiversezi. De trecut treceam, dar nu făceam mare lucru, vârsta nu permitea. Deci dumneata nu făceai nimic în 1988 și ești capabil. Vârsta redusă, ca să zicem așa. Mă rog, eu mă feresc de etichete. Vârsta puțin, aveam vârsta. Deci dumneata care nu făceai nimic în decembrie 88, îți permis să-l comentezi, să-l critici, să-l analizezi pe acest om, care era economistul principal al Ministerului Aprovizionării, devenit din ianuarie 90 Ministerul Economiei Naționale. Ulterior, din 90, iunie 90, da. Dânsul a devenit șeful de serviciu
mă rog, șef serviciu, dar am vrut eu să mai accentuez puțin, în Comisia Națională de Prognoză. După care s-a mutat consilier al ministrului de stat. Uite așa și el puia prin instituțiile statului. După care a fost director de cabine la Oficiul Concurenței. După care a fost consilier în Consiliul de Coordonare Economico-Financiară din cadrul Guvernului. După care a fost director general la economia la Comisia Națională de Prognoză. După care a fost președinte la Comisia Națională de Prognoză. Și tu vrei... acestea petrecându-se între 88 și prezent, tu vrei să-l scoți așa din pix pe domnul Ghizdeanu? Hai să-l cunoaștem pe domnul Ghizdeanu, omul de casă al lui Liviu Dragnea și Daniel Vulcău. Dar și al altora din 88. Nu, dar în ultima vreme vreau să zic că era omul lor. Înspre final așa era, deci mai ușor scoți guvernul din Ghizdeanu decât pe Ghizdeanu din guvern. Priviți-l așa cum este. Cum ați alocat banii din fondul de investiții? Ați fost pus sub acuzare? A falsificat mai multe procese verbale în care a menționat în mod mincinos că membrii Comisiei de Analiză și Evaluare a Proiectelor s-au întrunit, au analizat și au propus preaprobare un număr de 1080 de proiecte. În realitate, membrii Comisiei nu s-au întâlnit niciodată, nu au făcut nicio apreciere proprie și nu au propus preaprobare proiectele, lista fiind stabilită arbitrar de inculpat. Da, iertați-mă că vă spun, în momentul când discutăm despre cheltuielile banilor, dom'le, am încredere și spun încrederea mea totală pentru o altă instituție, că de cheltuie se cheltuie, dar îți vine Curtea de Conturi după aia, Răzvan, îți vine de contul la Curtea de Conturi. Nu știu dacă îți mai vine în ultima vreme. Mai ține în cont de Curtea de Conturi, pentru că aflăm azi o informație emoționantă, eu așa am citit într-o notă pozitivă evenimentul, Nicolae Bădălău iese din politică. Asta e o veste bună. Dom'le, extraordinar. Se întâmplă și lucruri frumoase în mandatul Partidului Național Liberal. În sfârșit este din întâmplă lucruri. Problema e nu de unde iese, ci unde intră. Păi, în primul rând, dânsul știe că iese din politică sau trebuie să-l sunăm noi să afle în direct de la Bună România că iese din politică? Da. Și dânsul știe unde intră sau vrea să-i spunem noi unde e? Unde e băgat. Dom'le, este numit domnul Bădălău Nicolae în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi din România cu ocazia zilei de astăzi. Deci a fost cumva condamnat într-o perioadă... Deci când domnul Ghizdeanu se înființa până anii 80... Așa, dânsul era condamnat pentru niște saci de grâne. Domnul Bădălău era cu niște saci de grâne pe care... Mai degrabă ciordite, cred că e termenul de special. Nu știu cum să spun. Da. Și acum e la Curtea de Conturi, acum numără sacii de grâne ai altora. Și acum e la Curtea de Conturi. E o evoluție firească. Ai nevoie de un specialist ca să-i găsească pe specialiști. E o stare de mirare pe care că o știre de genul ăsta, dar nu vin și ți-o explic altfel, Răzvan. Dar pe mine, mă vezi fostul mirat? Ministru al economiei... Arăt eu Aprilicianu? Fostul ministru al economiei numit la Curtea de Conturi. Care că se pare pe cale de consecință logică. Eu nu înțeleg de ce abia acum e numit la Curtea de Conturi. Da. Deci, în principiu, Curtea de Conturi a devenit un fel de cimitir al elefanților politici. În momentul în care... Văcăroiu încoace. Nu prea mai e ce... Da, Văcăroiu, știi că e așa, fii Văcăroiu și lumea... Văcăroiu. Deci Văcăroiu a fost cel mai în regulă dintre PSD-iștii trimiși la Curtea de Conturi. Da. În momentul în care încearcă, știi cum este, să mai ia din tensiunea care planează pe un personaj... cred că puturos e termenul, dacă să nu fim sancționat de ce seamă, leneș. Ba da, e mai bine leneș. Ca să nu fie, dacă aș zice puturos în sensul de leneș, ar fi grav. Deci în sensul de leneș. Dom'le, când încerci să mai distragi atenția, dom'le, ca să a retras din politică, ei nu știu pe unde e, pe la Curtea de Conturi. De parcă asta e, e pe la Curtea de Conturi, nu mai are nicio treabă. E pe la Curtea, unde e mă, la Curtea de... Unde e? La Curtea de Conturi. Și spui, da, domnul Ilie Sârbu, haideți, dom'le, acum m-ați luat cu Ilie Sârbu, nu era pe vremea mea. Dânsul la Curtea de Conturi, nu mai știe nimeni de el. Da. Zici că e undeva aruncat ca deșeurile din spațiu cosmic. Ia, du-te, bă, ce-i vrea îndată. Ți-a căzut și la Valera? Uite, mi-au tăiat sonorul, domnule. Spune eu, păi dacă ți-au tăiat, nu mai zice, că spune eu un lucru legat de Curtea de Conturi. Domnule, deci practic omul ăsta e la Curtea de Conturi și Dragnea este la înalta curte, tot cu curte, în zona de curte. Dragnea e fericit când mai iese în curte. Da, când mai e scăpat în curte. Când mai are acces în curte, e mulțumit. Deci, de la Ilie Sârbu, la domnul acesta Bădălău și la multe alte cunoștințe ale potenților politici, că doar politici par, ai zilei, toată lumea este trimisă la Curtea de Conturi acolo, spre liniște sufletească. Păi și vine ăla micu al doamnei Dăncilă, fostei doamne Dăncilă. Victor. Ăla micu Victor, care este proptit la Curtea de Conturi la început de carieră, păi acolo e undeva unde ajungi, nu, de unde, nu e undeva unde pleci. Deci acolo ajungi, nu pleci. E atipic.
Dom'le, e interesantă treaba. E un fel de Benjamin Button. S-a născut politic bătrân. Și atunci rămânem în zona de influența domnului acestuia care este șef la Curtea de Conturi. Da, ideea e că Bădălău nu va putea fi dislocat în Curtea de Conturi, că mandatul e de, nu știu, de 9 ani, nu știu cât e. E da. Aproape pe viață. E până departe. E până nu mai poate. Da. Până când bate el așa cu palma în pădea, gata, nu mai pot, lăsați-mă să ies în Curtea de Conturi. Deci asta, Curtea de Conturi, e o formă de a securiza un cetățean politic vulnerabil. De-al calma, mă. Nu e de doar de-al calma. Crezi că lui domnul Bădălău nu i-ar fi convenit încă să mai fie important politic, să meargă pe la ședințe, să fie ministru, să candideze, să tracteze lista? E clar că dacă ajunge la Curtea de Conturi, e o pensionare specială, foarte specială, dar e totuși o pensionară din politică. Adică, băi, ești la Curtea de Conturi, lasă-ne. Da, acolo și te face... mai sună nimeni să te întrebe de sănătate. Să explicăm că acolo și face ceva, pentru că Curtea de Conturi veghează asupra cheltuielii bani. Adică nu e ca și cum te ești la Curtea de Conturi și nu faci nimic. Nu, bănuiesc că e un loc unde are activitate domnul și e nevoie de experiența sa ca ministru al economiei, domnul acela care vrea să aducă aurul din Marea Britanie. Pentru ghiuluri. A explicat el. Ghiuluri. Ne facem ghiuluri. Ce faci? Poți deci, să-ți faci de care era sensul explicației? Pune dinți de aur și ghiuluri. Pune, măcar ne faci, decât să stea anapo de acolo, ne facem. Ne face ne bucurăm de aur, mă. Ne bucurăm de aurul nostru. Aur curat. E și vorba. Înțeleg că oricum la Curtea de Conturi acolo s-ar găsi și niște rămășițe comuniste. Foști membri importanței Partidului Comunist, cred că vreo 6 persoane care au făcut politică serioasă în vremea comuniștilor, acum stau liniștite aceste 6 persoane la Curtea de Conturi. Și ăla micul al domnului Dăncilă. Și ăla micul singur capitalist. Moștii sacri ai comunismului. Și un capitalism mic băgat de doamna Viorica Dăncilă, sigur. Domnul... Fără legătură cu doamna Dăncilă, dar nici nu știe dânsa, nici acum n-a aflat. Trebuie să o sunăm și pe asta, să-i spunem unde lucrează fiul. Mă gândesc la domnul Bădălău în timp ce colegii săi făceau politică pe vremea comuniștilor, dânsul era la un pas să facă pușcărie, dacă nu chiar a fost condamnat la pușcărie. Pușcărie politică. Ce politică, mă? Păi politică făcea și atunci. Cu mălaiul ăla, cu și pușcărie politică. A luat un sac de grâu și a fugit cu el în spinare. Da, pe niște săraci, a vrut să le dea la niște săraci. Păi ce, mă, Robin Hood, mă, domnul Bădălău, mă? Da, uite, rămânem în zona de influență domnului Bădălău și mergem către Giurgiu, unde avem acest râu Neajlov. Care, domne, cum era râul ăsta, Neajlov a trebuit mutat un pic, Neajlovul. Era, stătea și prost acolo. 100 de metri a fost mutat Neajlovul. 100 de metri mai încolo nu deranjează pe nimeni, nu trebuie să schimb harta. Pentru că nu se vede pe harta, 100 de metri nu se vede pe harta. Pentru a face loc unei piscine. Așa da, păi dar nu... A unui restaurant. Păi tot pentru oameni. Tot pentru oameni e și... Și restaurant e făcut. Organizația USR din comună prezintă imagini din satelit cu primarul și patronul susțin că nu știu nimic. Ia uite, i-a apucat NASA și pe ăștia, acum sunt satelit. Și dacă a fost mutat 100 de metri pe râul ăla, care oricum e supraevaluat, ai văzut vreodată Neajlov ăsta? Din potrivă, dar putem să mergem pe imagine din satelit. Și să comenteze dacă cetățenii dacă sunt atât de... Nu, mă, să intre de acasă, dar avem, mă, cum să ne avem. Suntem pregătiți. Deci, dacă dumneavoastră vi se pare atât de grav, așa a arătat în 2012, să vedeți cum arată în ziua. Așa era pe vremuri. Așa, deci așa era original, da? Vă place așa, ce să spun. Da. Și o să vedeți în curând modifica, eu vă spun că tot rău spre bine. Și vă povestesc și se întâmplă între timp. Oricum stătea aiurea acolo. În 2014, patronul restaurantului Don Pedro din comuna Giurgiuveană, Vânătorii Mici, și-a inaugurat o piscină mare. Deci vânătorii erau mici, piscina vânătorii era mare. Vânătorii mici, ca să compenseze vânătorii mici, s-a făcut o piscină mare. Până aici absolut o firesc. O petrecere la care a cântat, înțeleg, nu știu, așa, mă rog. Piscina a putut fi construită doar după ce albia râului Neajlov, că știi că nu te mai spală nici Neajlovul. E și vorba, sau cum da, e? Așa? A fost mutată circa 100 de metri. 100 de metri garduri. 100 așa. De metri. Și? Pă, de altă parte, că aici întâi vine necazul nostru. Care este supărarea, că până aici, aici mi se pare... trece la supărare. E din ce în ce mai bine. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Protecția Mediului arată într-un răspuns oficial că nu a emis niciun act necesar pentru o asemenea lucrare. Bă, prea multă birocrație. Da, eu te întreb altceva, domnul Buzenu, că am înțeles, tu ești cu birocrația ta. Da. Funcționarii, nu știu ce interese. Da, sunt. Decebal, crezi că a avut autorizație de asta când a deviat cursul râului să ascundă comorile? Atâta te întreb. E o întrebare bună. Nu te întreb, există autorizație? Rămân la ea. Rămân la ea. Nu a existat autorizație. Ok, deci făcut... dacă n-a fost, dacă noi de 2000 de ani deviem cursul râului fără autorizație, s-a trezit USR din comuna... Da. Vânătorii mici. Da. De USR din vânători, micii vânători useriști din comuna respectivă s-au trezit că, domne, trebuie autorizație. Și dacă s-a mutat 100 de metri, pe cine deranjează? Te întreb altceva, Răzvan. Spun și o întrebare. Pe cine încurcă piscina asta? Spun și o întrebare la rândul meu. Ei nu știu să nuate, asta e problema. Noi ne preocupăm de cursul râului când cursul
euro este halul în care este? Păi la cine l-a deviat? Asta e treaba noastră. Ăla, dar îți dai seama cum au stat ei pe GPS, pe GPS, pe harta asta, pe satelit. Păi și-o dăm mai așa. În 2012 stau și se uită, monitorizează, parcă îi văd acolo cu băuturi lângă ei, cu așa și... Gata, am găsit, l-au mutat, uitați-vă aici. Uite, bă, că e diferență. Uite că l-au mutat-o cât atâta. Dar asta înseamnă 100 de metri, să știi, domn președinte. Gata, ieșim pe asta, e nenorocit. Sigur, vă dați seama, ar trebui autorizația asta, e absolut halucinant. Ai mutat râul că vrei tu. Cum am vrea noi, domnule, să mutăm un pic Dâmbovița asta să se circule mai bine pe zona. O tragem mai așa, că tu, dacă ai treabă mai degrabă pe... Eu mă duc mai mult pe așa, da. O dai mai așa. O dau un pic așa, nu deranjează pe nimeni. Mai îndărât, cum ar zice român. Asta este. Deci, mare atenție la vânătorii mici. Mare atenție la vânătorii mici, acolo se umblă și la cursul râului. N-aș vrea să mă trezesc în vară, bine, eu nu prea merg, dar poate îmi vine ideea asta inexplicabilă să mă duc pe litoral să nu găsesc Marea Neagră la locul ei. Eu atât vă spun. Deci eu nu sunt USR să fac o postare. Nu. Deci va ieși scandal. Dacă mutați și Marea Neagră... Deci dacă mutați Marea Neagră, de unde știu eu că e din județul Constanța și un pic din Tulcea, prin... Deci dacă nu găsesc Marea Neagră, atât v-am spus. Aviz celor care vor să-și pună vreo piscină pe acolo. Am tras un semnal de alarmă? Eu am anunțat. Și... Eu mai mult decât atât nu fac. Descindem... Și vedeți că sunt cu ochii pe satelit. Vă monitorizez. Descindem în publicitate, după care ne întoarcem brusc după 2 minute. Bună, România! Da, ne-am întors în direct și dăm o informație interesantă petrecută în timpul zilei de astăzi. USR a invalidat candidatura lui Antonio Andrușciac pentru primăria sectorului 4. Deci era candidatul USR la primăria sectorului 4 și ulterior a fost invalidată astăzi această candidatură. Și ne întrebăm de ce au invalidat această candidatură? Ce era în regulă cu domnul Andrușciac? Am venit pregătit la această emisiune, domnule Buzeanu, anticipând întrebarea dumneavoastră, da, și mă bucur că mi-ați adresat. Deci, practic, avem de-a face cu anticipate aici în emisiune. Măcar în această emisiune să fie anticipate. Domnule Buzeanu, am venit cu două răspunsuri. Am două răspunsuri pe care îl doriți. Răspunsul politic sau răspunsul... Politic corect, vreau. Răspunsul politic corect? Da. Ok, voi începe cu răspunsul politic corect. Dânsul este domnul Antonio Andrușciac, actualmente consilier local în sectorul 4. Domnul Andrușciac a avut o poziționare atipică pentru USR la momentul referendumului pentru familie. Ți amintește acel moment, că și noi am avut niște poziționări de, cred că este în singura emisiune neamendată, că a fost atât de diferite erau pozițiile noastre, că a fost singura echilibrată. Acoperam toate punctele de vedere. Cu da, dar la ține, nu, dar uite-te în partea altă. Da. Bun, tu fiind un mare susținător, iar eu fiind împotrivă. Domnul Andrușciac a fost un mare susținător al acestei... Nu știu dacă un mare susținător. A fost un susținător. Bun, dar și Stelian Ion a votat pentru referendumul pentru familie în Parlamentul României și nu mi se pare că n-ar putea fi considerat unul dintre useriștii reprezentativi pentru partid. Adică n-a fost ușchit Stelian Ion din cauza acestei chestiuni. Nu, și după trebuie, Stelian Ion face parte din acea garnitură de useriști perfect respectabil. A mai făcut ceva. Ce-a făcut domnul Andrușciac? Trebuie să spunem lucruri pe nume. Hai să o luăm cronologic. Deci eu am aflat despre... Am înțeles că ai enervat niște influenceri pe Facebook. Eu am înțeles așa despre domnul Andrușciac, că este controversat. Toată lumea, domnule, e cam controversat acest domn Andrușciac. Care e controversat? Domnule, e controversat și am zis, hai să vedem de ce e controversat, domnul Andrușciac. Că a făcut niște declarații, aoleu, mai bine nu... Și am zis, hai să vedem ce declarații a făcut de la a făcut controversat. A vorbit urât, nu spune. Nu vă mai mintiți, zice domnul Andrușciac, într-un context acum 5-6 ani, deci nu... Toate femeile sunt făcute să fie mame și soții. Deci domnul Andrușciac a purtat un discurs, a făcut aceste declarații în sensul în care, domnule, până la urmă femeile carieriste își ascund, zice domnul Andrușciac, această apucătura a femeii de a deveni mamă, totuși la un moment dat ea își va cere partea ei. Cam asta e ideea. Domnule, în opinia asta, în esența femeii, este intenția până la urmă de a deveni mamă. Asta crede Andrușciac. Da. Asta este declarația care l-a făcut controversat pe domnul Andrușciac. Cine este liderul partidului care a hotărât că această declarație l-a făcut controversat pe domnul Andrușciac? Liderul partidului este domnul Dan Barna, despre care am aflat cu ocazia alegerilor prezidențiale, că a desfășurat niște afaceri cu fondurile europene, afaceri ce ar fi trebuit să pună în funcțiune niște oameni cu handicap să poată să fie integrați în tot felul de firme, da? În tot felul de activități ca să poată să-și ducă viața. Uniunea Europeană are aceste apucături
de incluziune a persoanelor cu handicap. Domnul Barna a luat banii cu care se face treaba asta și treaba asta a făcut-o așa încât oamenii aceia n-au muncit aproape niciodată după aceea. Asta numesc eu... Ai trecut pe la domnul Barna, ai ajuns. Asta numesc eu controversat. Asta este domnul Barna și este un domn controversat din pricina asta. Da, noi am mai discutat. În partidul domnului Barna, un domn care face declarația asta este controversat. Bun, eu vreau să ne întoarcem la domnul Andrușciac, că de domnul Barna am avut ocazia să vorbim suficient în campanie electorală. Deci tu ai vrut să stabilești niște standarde ale controversiei. Ce înseamnă controversat pentru tine? Da. Uite, eu sunt de părere că domnul Andrușciac a făcut o declarație nepotrivită, care poate exprima o convingere personală, dar care nu e un adevăr unanim recunoscut și valabil acceptat. Da. Pot spune chiar că a formulat o prostie, că nu există toate femeile, toți bărbații, dacă nu face aia. Dar e opinia domniei sale. Da. Formulată în urmă câțiva ani, pentru care a fost la un moment dat sancționat, suspendat în partii câteva luni. Da. Explică-mi mie cum vine declarația asta, cu care eu nu rezonez în mod neapărat, cum vine în contradicție cu aptitudinea unui om de a ocupa funcția de primar. Deci de ce e Andrușciac nepotrivit să fie primar? Pentru că are o convingere în ceea ce privește rolul femei. Apropo, și-a cerut și scuze ulterior pentru sintagma aia, toate femeile. A zis, doamne, am greșit că nu toate femeile. Așa cred eu, așa văd eu lucrurile. Tuturor ne plac anumite lucruri, avem anumite opțiuni, nu cred că influențează modul în care ne desfășurăm activitatea profesională neapărat. Dar eu spun de fapt că astea sunt niște pretexte. Deși eu n-am fost alături de Andrușciac la referendum pentru ca familie. Să spunem așa, a vorbit despre convingerea lui. Instinctul matern. Da, care există. Da, da, nu intrăm pe fondul problemei. Există instinctul matern, nu poți să-l negi. Da, și poate sunt femei care nu sunt făcute să fie care mame nu sau au pregnant acest instinct, dar există. Asta a spus omul în esență, că există acest instinct matern în orice femeie. Eu nici măcar nu vreau să susțin că are dreptate. Eu spun altceva. Da. A făcut o declarație și s-a poziționat într-un fel. Eu n-am fost nici pentru referendumul pentru familie sau cum s-a numit și nici nu achesez total la declarația domnului Andrușciac. Dar pentru acea declarație omul a fost la un moment dat sancționat. A fost reprimit în partid. Da. A fost votat candidat al partidului la sectorul ulterior 4. Ulterior acelei declarații. La câțiva ani distanță după acea declarație. Deci nu a făcut-o după ce a fost votat. Nu, au trecut ani. Deci au trecut ani. Bă, a intervenit declarația asta. Deci care a pus a făcut declarația și a cerut scuze că a generalizat. A fost sancționat cu suspendare câteva luni în partid. După care au trecut câțiva ani. Da. A fost votat candidatul USR la primăria sectorului 4. Și apoi invalidat de forul superior al partidului pentru o faptă petrecută în ani în urmă și pentru care fusese deja sancționat odată și își ceruse și scuze. Adică ce vrei să spui tu, Răzvan, este că ăsta a fost un pretext pe care l-a întrebuințat, l-a instrumentat cine? Domnul Barna. Domnul ca Buzdeanu. Să scoată din schema asta pe domnul acesta. Eu m-am uitat pe analiza votului din biroul ăsta național ca să-mi dau seama cine a votat pentru Andrușciac și cine a votat împotrivă. Deci, este practic o șmecherie pusă la cale. Este o reglare de conturi și o stabilire de forțe între aripa Barna și aripa... Unde văd că se situează și domnul Năsui și doamna Prună, mai nou, că dânsii erau mai între, s-au poziționat... Era un echilibru. Aripa Barna și aripa... Și aripa Nicușoriștilor plus progresiștilor, plus useriștilor tradiționali, ăia pe vechi. Da. Mai sunt useriștii barniști și ceilalți. E, useriștii barniști, în care sunt incluși acum și domnii Năsui, Bulai, toți ăștia, plus doamna Prună și mă rog mai mult, ei sunt anti-Andrușciac, Andrușciac fiind în primul val de useriști, valul Nicușor. Este membru fondator, am uitat să spun lucrul ăsta, este membru fondator USR Andrușciac. Da? Acum poate contează, mai poate puțin. Nu contează. Da, e și revoluționar recunoscut de revoluționarii adevărați din 89 ca o persoană poate care nu. Chiar a fost implicată. Nu știu poate cât nu contează. Poate nu contează. Deci, contează Andrușciac, o declarație făcută. N-a fost Mazili Tradu pentru că a fost pro-referendumul pentru familie. Da? Că au mai fost și alții și nu s-a întâmplat nimic. Da. Andrușciac n-a fost mazilit pentru că a avut o declarație la un moment dat controversată pe care eu n-o susțin, dar pentru care a plătit și pentru care și-a cerut scuze. Andrușciac a fost mazilit de aripa barnistă și a oportuniștilor care s-au stabilit lângă putere. Drulă, Moșteanu, ăștia l-au mazilit. Au văzut putere și s-au montat acolo. Era nicușorist și era userist pe vechi. Ca să reamintim și noi ce se petrece zilele acestea în frumosul și de perspectivă partid Uniunea Salvați România. Traian Băsescu, despre alegerile locale.
Traian Băsescu despre alegerile locale. Nu au candidat liberalist, să fie foarte clar. Dacă există cineva în opoziție care are șanse să o bată pe Firea, se numește Nicușor Dan și toți ar trebui să ne strângem în jurul lui, și liberali, și PMP, și USR. Ar trebui să mergem pe această variantă, zice Traian Băsescu, după ce în prealabil a zis o ba și pe Firea și pe Rareș, îi bat la un loc. Îi bate pe amândoi, probabil. A câștigat de două ori alegerile. Da. Traian Băsescu a fost controversat ca președinte a României. Deci cine îl critică pe Traian Băsescu, îl critică pentru mandatul prezidențial. Unde el a avut controversat, o direcție. Da. Puțin spus controversat. Păi cred că controversa n-are grad de comparație. Da. Înțelegi? Adică declarația a lui Andrușceac nu e controversat. Nu. E o convingere, mă rog. Da. Dar mandatul prezidențial a fost controversat pentru că a avut două suspendări. Oamenii care l-au suspendat aveau niște voturi în spate, adică a fost s-au întâmplat niște lucruri. E ca primar nu cred că a fost contestat. Ca primar a ca fost primar contestat? Nu cred că a fost contestat. Nu. Traian Băsescu a fost un primar buticul, bun. Dacă îți mai aduce aminte de ușchiste Traian Băsescu, a mai fost bine, contestat. Bine, a mai dat unui turc, unui arab un cap în gură? S-au mai întâmplat niște lucruri. S-au mai întâmplat. Dar eu spun că cetățenii capitalei n-au avut o problemă cu Traian Băsescu, motiv pentru care i-au dat două mandate de primar, iar primul mandat a fost câștigat în niște condiții excepționale. Partidul ăla era partid fantomă. Partidul ăla, PDU, era pe cale de dispariție. Rămăsese fără grup parlamentar la Senat când fondatorul Petre Roman se retrăsese din partid. Și pretențiile, totuși, la momentul anilor 90-2000 încolo, fost un primar. Pentru primar erau destul de reduse. Adică păi Bucureștiul era cum era în momentul ai respectiv. Dreptate. Față de pretențiile ridicate și nivelul așteptărilor la care se ridică doamna Firea, erau scăzute pretențiile la domnul Băsescu. Domnule, dar nu cred că va candida. Uite, nu va candida. Nu va candida și îl susține pentru că nu e genul care să facă totuși prostii atât de mari, fără sens, pentru că ar însemna să o facă primar pe doamna Firea, candidatura lui. Îl susține pe Nicușor Dan. Păi, și acum mergem către o doamnă orice care, om care nu să... mai vrea pe Firea, îl susține pe Nicușor Dan. Asta e procedura. Traian Băsescu, eu cunosc când adversa la Gabriele Firea. Eu simplific foarte mult, pentru că vezi că stăm băgați în toate declarațiile astea care ne trec pe la urechi în toată ziua în ideea de alegeri locale. Eu când aud pe unul că vrea să candideze împreună cu alți candidați împotriva Gabrielei Firea, eu știu că ăla e un susținător al Gabrielei Firea. E foarte simplu. Bine, e foarte simplu. Mai e o variantă. Permite-mi să introduc un dubiu așa de dragul credibilității celor care vor să candideze. Nu poate să niște oameni cu un ego exacerbat care trăiesc în convingerea personală, nu general răspândită, că au capacitatea de a învinge chiar într-un singur tur, chiar cu o dreaptă fărămițată în mai mulți candidați. Deci îmi imaginez, la cum îl știm noi pe Rareș Bogdan, că își imaginează el că poate câștiga alegerile, domnule. Păi, pentru Bogdan, că el era Rareș Bogdan. Mă țin minte când spunea fără... Și deci nu cred că o susține pe dezvoltăm subit, dar nu dezvoltăm. Nu cred că o susține pe milioane firea, dar... de telespectatori se uită în acest moment la noi. Și când colo erau miliarde. Deci... Deci are acest fel de a exagera lucrurile. Bine, da. El e îndreptățit totuși să aibă o părere atât de bună despre omul politic Rareș Bogdan, că PNL a scos un scor formidabil, avându-l pe el deschizător de listă. Foarte repede. Dar nu știu dacă mai merge șmecheria la București la alegerile pentru primăria generală. Așa, Violeta Alexandru, care dă să bage și a capul în această competiție, sigur, inexplicabil, mai degrabă, cred că a fost măsurată doar în ideea ca să poți să spui despre ea. Și fostă candidată la ideea de... posibilă candidată. Posibilă idee de... Mă rog, dar spune un lucru care îmi place. Firea cumpără căldură, că știți că doamna Gabriela Firea este în această situație de asta în care e de partea românilor săraci care stau în blocurile astea, nu stau în ca bogați involuntari. Și zice așa, Firea cumpără căldură cu 200 de roni și o vinde cu 500 săracilor care trăiesc în blocuri. Da, nu spune doamna Violeta Alexandru că Gabriela Firea și emană multă căldură sufletească. Asta nu spune, dar e bine deci să ne completăm emană căldură, noi. Dar mai și cumpără. Nu înțeleg de ce o cumpără cu 200 de lei și o vinde cu 500 de lei dacă așa vrei să faci profit pe seama săracilor care au rămas în București. Săracii de ei. Știi cum e vorba? E și vorba, săracii de ei, da. Mergi pe stradă și vezi doar sărăcie în jurul tău. Doamna Firea e în această situație în care remarcă sărăcia din București, cu toate că ea este cea care o gestionează. Dar știați că, zice doamna Violeta Alexandru pe Facebook, Firea cumpără căldură produsă de Elcen, care ține de guvern cu 200 de roni și o vinde săracilor care trăiesc în blocuri comuniste și nu au bani să se mute în Ilfov, o vinde cu 500 de roni. Deci e un fel de samsar.
Da. Bine că n-aduce căldură din Germania. Nu, e bine, ăsta e adevărul, zice doamna Vilita Alexandru. Da. Păi și de ce? De unde acest adaus comercial? Ăsta e profesionalismul administrației PSD Firea și da, asta a spus Firea, dacă stați în blocurile comuniste, mă rog, asta știm, e declarația. Știm, domnule. Bun. Nu, vrem să stăm în blocurile ce și monarhiste, și, în care să stăm. Are și un postscriptum care mi se pare semnificativ. E adevărat că pe șeful peste găurile din Tevile Radet îl cheamă Burghiu? Așa ca o curiozitate da, e... de sezon. Da. Asta e amuzant. Da, sezon, uite da. Că în sfârșit și-a angajat pe cineva cu simțul umorului să-i scrie exact. Postările. Exact, să-i scrie o mică doamna Violeta Alexandru, cu tot respectul, adică, nu bănuind de simțul să-i umorului. Să-i apese postările de pe Facebook, doamna Violeta Alexandru, deci cineva? Deci nu poate să-și apese singură tastele, trebuie să aibă un om care... Nu cred așa. Da, dar cred că îi plătim mai mult de 2000 de lei pe lună. Îl apăsăm și noi pe domnul Tudor Mușat. Bună seara. Ana Bircea n-avea și ea un om care posta, vă amintiți scandalul ăla cu textul copy-paste? Avea, dar degeaba l-avea. De ziua lui Eminescu. Da, cum a fost? Nu mai știu exact. Păi a fost că apăruse textul pe Facebook cu indicații cu tot și la un moment dat... Mai umblă și tu pe la paragrafe, da, băi, variantă mai schimb... Și a apărut cu tot cu indicații de regie și doamna Bircea l-a recunoscut că are pe cineva care îi face textele sau îi mai și postează că nu poate. Dar altceva vreau să vă spun legat de Gabriela Firea, dacă tot ați adus vorba, că ar trebui să noteze doamna Alexandru ce n-au notat foarte mulți zilele astea, și anume că Primăria Capitalei are un excedent de, sau mai bine zis, bani necheltuiți, 900 de milioane de lei, adică 20% din veniturile primăriei au rămas necheltuite în 2019. Asta apropo de, da, apropo de faptul că vrea bani de 5 ori mai mulți doamna Firea pentru 2020 și zice că are nevoie, dar iată că o cincime din banii pe care i-are la dispoziție n-a reușit să-i cheltuiască. Că i-ați pentru altceva. I-ați pus deoparte pentru pomenii electorale. Sunt pentru altceva, sunt convins. Pe pomenile electorale din ce le dăm? Dacă nu punem bani deoparte din ăștia de investiții. Cred că cele 80% din banii cheltuiți cam pe asta s-au dus, că altceva oricum nu se vede și în oraș. Așa e normal. Ce urmărim pe B1 de la Urmărim discuțiile din PSD despre acest raport care a făcut valuri, pe care l-a scris Ionuț Vulpescu despre partid. Și aici e o chestie foarte interesantă, că mulți dintre liderii PSD s-au arătat așa oarecum deranjați de faptul că domnul Vulpescu a făcut analiza asta, că a dat în unii dintre ei că n-ar fi trebuit să vorbească în spațiul public. Dar e foarte interesantă reacția lui Marcel Ciolacu, dacă observați, el spune, da, sunt multe lucruri pe care noi le-am mai spus, așa cum apar în raportul ăsta, nu e ceva foarte nou pentru mine. Sigur, mi-aș fi dorit ca domnul Vulpescu întâi să discute în partid despre asta. Ce înțeleg eu de aici, așa că domnul Ciolacu nu e câtuși de puțin deranjat de raportul ăsta. Dimpotrivă, cred că a avut tot interesul ca el să apară public, pentru că 90% din acuzațiile din acest raport despre starea în care a ajuns PSD trimit direct către Liviu Dragnea. Și mai iar domnul Ciolacu cred că e foarte fericit de lucrul ăsta. Mai deducem și că domnul Vulpescu se pregătește să revină în zona vizibilă a PSD-ului, că oricum am înțeles că se face tranziția către PSD-ul de intelectuali. Și Vulpescu e nominalizat și e unul dintre puținii PSD-iști care s-au aruncat drag în această categorie. Eu sunt convins că nu-și amintește multă lume, a fost ministru al culturii, un ministru mai degrabă discret. Și a făcut și școala la vremea lui. A, așa. DJ? Iată, a făcut și un raport la vremea lui, atunci când a picat foarte bine partidului. De asta zic că e o stratagemă acolo în care, sigur, mai punem din nou tunurile pe vechea garnitură, Dragnea, Dăncilă, păi eu știu cine mai fi acolo arătat cu degetul, probabil Nicolicea, Șerban Nicolae, habar n-am. E o bună ocazie să-și construiască ascensiunea spre vârful partidului, aia oficială, oficializată, Marcel Ciolacu, inclusiv folosindu-se de acest raport. Da, interesant că PNL-ul se urcă pe această mediocritate a PSD-ului și văd că și PSD-ul ăsta se urcă tot pe mediocritatea PSD-ului, comparativ cu el alții. Uite, noi suntem cât de cât, deci tot cu comparație cu Iordache, cu oamenii ăștia, Nicolicea și așa mai departe. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 6 seara, toate cele bune.